În sudul Olteniei, pe Dunăre, în comuna Cetate, funcționează Centrul Internațional Cetate Arts Danube și 418 Gallery, unica galerie rurală de artă de la noi din țară. Promotoarea acestor inițiative este Fundația Ioana Grevers, organizație neguvernamentală creată în 2008 de medicul și istoricul de artă Ioana Grevers, stabilită din 1974 în Germania. Recuperându-și în mare parte domeniul moștenire de familie, transformat de comuniști în întreprindere agricolă de stat și vilă de protocol pentru nomenclatura epocii, Ioana Grevers oferă un punct de vedere viabil asupra artei noastre contemporane, promovând nu numai valorile consacrate, ci și tinerii creatori din România într-un util dialog cu artiștii din alte zone ale Europei. Cu două sedii funcționale, la München și la Cetate, 418 Gallery a beneficiat de un sediu și la București, desființat în anul 2017. Galeria s-a făcut remarcată la nivel internațional, având participări la prestigioase târguri de artă din Europa și America, precum cele de la Viena, Bruxelles, Londra, Basel, Köln, Toronto, Santa Fe. La Cetate se organizează în fiecare vară rezidențe de creație care au dus în timp la articularea unui parc de sculptură și a unor expoziții de anvergură vernisate în Germania, România sau pe alte meridiane. Aș vrea să faceți un scurt istoric al acestor rezidențe. Cine au fost primii artiști? Cine sunt cei de astăzi? Rezidențele au început în 2008 cu intenția de a da un nou suflu și o nouă direcție acestui domeniu al familiei care a fost recuperat după mult timp și cu multe dificultăți și am vrut să-i dau un suflu nou prin artă. Și arta înseamnă, bineînțeles, artiști care lucrează activ și așa am decis în fiecare vară să facem o rezidență. Am început cu 4 artiști, printre care era și Romul Nuțiu și Cristian Răduță a fost de la început cu noi, după aia Ștefan Crețu, adică s-au perindat artiști, a rămas un nucleu constant pe undeva, dar întotdeauna au fost și artiști noi, mai ales din momentul în care am hotărât să dezvoltăm un parc de sculptură. La început, pur și simplu, erau artiști și pictau, făceau cum doreau și la un moment dat s-a creat această viziune a unui parc de sculptură. Și din momentul ăla au fost mai mulți, bineînțeles, aproape numai sculptori invitați. Și practic ce înseamnă rezidența? Rezidența înseamnă vara, în primul rând, iunie, iulie, august, așa în zona asta, depinde de cum hotărâm, de cum poate să vină artiștii. Ultimii ani am fost mai mult în iunie, ceea ce e frumos pentru că se leagă și aici la noi de floarea de lavandă, de culesul lavandei, apare și partea mică de agricultură pe care o facem. Și artiștii sunt în medie între 4 și maxim au avut toate 7, cred. Cam așa. Și artiștii sunt români, în primul rând, dar nu numai. Prin călătoriile pe care le facem, prin contactele pe care le avem, cunoaștem oameni în diverse locuri și dacă se potrivește și chimia și ambianța, îi invităm aici să facă lucrări. Fundația Ioana Grevers se află în spatele proiectelor creative și exploratorii inițiate de Centrul Artistic de la Cetate și Galeria 418. Rezidențe artistice, expoziții, târguri de artă, seminarii, prezențe internaționale. Expoziția găzduită de Cetate Arts Danube, în spațiul inedit și rustic al hambarului de secol XIX, s-a intitulat Young Artists, Young Friends, Old and New. Proiectul expozițional a inclus într-o expunere hibridă, dar consonantă, lucrările a 10 artiști, români și străini, realizate fie în rezidențele de creație, fie provenind din portofoliile artiștilor galeriei. Subintitulată Acroșaj 3, expoziția Young Artists, Young Friends
a fost de fapt precedată de două proiecte asemănătoare vernisate la München, iar cea mai mare parte a expunerii de la cetate a fost itinerată și la București, la galeriile Arcub. Care este miza principală a proiectului expozițional de anul acesta? Cred că are mai multe mize, dacă ar fi să folosim acest termen, dar eu aș spune mai multe straturi. Și anume, unul dintre ele, și cred că cel mai important, este reluarea activității fizice după pandemie, sau mă rog, în această fază a pandemiei. Doi este activarea acestui spațiu de tip Kunsthalle sezonier, acest hambar, care are o istorie foarte interesantă, datează din secolul al XIX-lea. A fost transformat într-un spațiu expozițional cu 13 ani în urmă, în momentul în care a fost inițiat acest proiect, Cetatea Arts Danube. Nu este neapărat o expoziție a rezidenței, ci e mai mult un cumul de factori. Pe de o parte, spațiul are integrat niște lucrări murale permanente care aparțin artiștilor Dietzeiler, Ignacio Mortellaro, Petrică Ștefan și care cumva obligă la o anumită construcție a expoziției. În această expoziție, care se numește Old and New, e un titlu destul de simplu, dar mi se pare că reflectă foarte clar ce se întâmplă aici, vechi și nou, sunt prezenți artiști care au fost de-a lungul anilor în rezidențele din acest loc, de la Fundația Ioana Grevers, artiști din spații geografice diferite, din școli diferite, cu tehnici diferite, iar provocarea pentru mine ca organizator, ca curatoare, a fost de a armoniza aceste discursuri, aceste voci foarte diferite, care până la urmă s-au armonizat într-un fel foarte interesant și într-o relație foarte vie cu spațiul. Această expoziție are două expoziții premergătoare care au avut loc la München, care se cheamă Young Artists, Young Friends Acroșaj 1 și Young Artists, Young Friends Acroșaj 2. Și de fapt s-a născut și ideea că câteodată artiștii tineri îmi reproșează, dar tu te ocupi foarte mult de artiștii în vârstă, de artiștii care nu mai sunt, ocupă-te mai mult și de noi. Young Artists, Young Friends la cetate este, de fapt, a treia variantă a acestei idei de expoziție, care s-a născut la München și artiștii au devenit friends și sunt young artists și sunt young friends și s-a născut acest titlu așa într-un brainstorming și am căutat cât de mulți artiști care au fost la cetate, care au fost și sunt în galerie, se îmbin în environmentul de la München și a ieșit foarte frumos, dar acolo nu avem ca aici 850 de metri pătrați. I was here the first time in 2015. Ioana Grevers invited me to do a residency and we built a huge sculpture in the sculpture garden. And now that's the second time that I'm here. And this time it was different than the last time because we organized a curated exhibition. I decided to bring those works here. That's one of my latest production. The technique, it's called cyanotype. It's a photographic technique. 2018, it was from the UNESCO. It became immaterial Weltkulturerbe. I use this technique because the concept behind these works is that the fabric itself, the textile itself, becomes the content of the work. And I cover the textiles with this photolight sensitive material. Then in that case, I folded the textile, the fabric itself, and then I exposed it with sunlight in the folded position. And then I stretched them and then I exposed them again. And so you can see all this chromatic blue layers, what you see, it becomes somehow a three-dimensional effect. I always choose these measurements, 120 for 180, because it's related to human size. And often I do like curtain, like a theater stage. And normally I'm also doing huge installations like architecture, where people can walk through. In this case, not. In this case, I hang only the paintings.
but it's always related to architecture. Sunt un artist al galeriei din 2011. Anul acesta se împlinesc 10 ani. Și la ce proiecte ați participat, interne, internaționale? Au fost și proiecte interne. Au fost două expoziții personale pe care le-am avut în colaborare cu Galeria 418, iar acum este a treia participare de acest fel și mă bucur să spun că este prima dată în spațiul generos de la cetate. Are you still watching? Este capul de afiș al propunerii dumneavoastră. De ce? La ce v-ați gândit? Lucrarea aceasta am început-o pe 1 ianuarie 2021, când am simțit nevoia de un reset. M-am gândit că în perioada aceea de iarnă toată lumea e foarte interesată de tehnologie, foarte acaparată, toți stăm și ne uităm la televizor, nu mai vedem ceea ce este în jurul nostru. Și Are You Still Watching a fost un mesaj și pentru mine și pentru ceilalți. Te mai uiți în jur să vezi ce se întâmplă cu toate elementele sau suntem atât de acaparați de tehnologie că nu mai vedem ce e în jurul nostru și nu mai știm să ne raportăm unii la alții. În contextul pandemiei mi s-a părut un mesaj pe care am vrut să îl decodific cumva. Am fost aici în ultimii ani, am fotografiat, am documentat și chiar am avut la expoziția anterioară, personală, o serie care a fost focusată numai pe cetate și pe spațiul de la cetate, pe care l-am perceput atemporal. Deci am simțit nevoia să documentez cumva și prin pictură acest spațiu, nu doar prin fotografie, să mă apropii mai mult. Și acolo am avut niște juxtapuneri de elemente și niște tăieturi în cadru, așa cum am văzut eu spațiul. De cât timp sunteți unul dintre artiștii galeriei 418? Din anul 2010, când am întâlnit-o prima dată pe Ioana Grevers la Sibiu, unde aveam o expoziție de grup. Și Ioana a făcut acea vizită la recomandarea Livianei Dan. Și până la urmă cred că am fost unul dintre norocoși artiști care au fost luați în seamă și până la urmă aduși aici în ce înseamnă cetate, ce înseamnă workshop-uri și simpozioane. Mi-am dat seama că s-a dezvoltat foarte mult totul, inclusiv eu, odată cu aceste simpozioane. Din 2010 încoace, cred că pandemia a oprit ciclul ăsta de simpozioane și de happening-uri de aici, de la cetate, care s-au întâmplat. Mă bucur să mă aflu din nou aici. Înseamnă mult pentru mine locul ăsta. Nu este prima dată când expun în acest spațiu și până la urmă fiecare artist are rolul lui și tipul lui de exprimare. Chiar dacă nu neapărat merg pe aceeași lungime de undă, probabil că prin contrast ajung să se completeze și să facă un tot unitar și o expoziție interesantă. Tu că ați participat și la proiecte internaționale ale Galeriei 418. Da, au fost mai multe proiecte internaționale și în Europa și în Statele Unite ale Americii. De multe ori s-au creat legături foarte interesante. Am reușit să mergem și în târgurile de artă considerate de top, de la Art Basel sau Berliner List, Viena, Bruxelles. Cumva am putut să ne comparăm arta noastră din galeria și inclusiv a mea ca artist cu ce se întâmplă și în galeriile din afară și ne-am dat seama că stăm pe un loc bun și o spun cu toată modestia posibilă, mai ales acum că avem și tipul ăsta de expunere rurală. An după an, pe domeniul de la cetate se acumulează un portofoliu de lucrări monumentale, sculpturi, instalații, fresce, care tind să alcătuiască un singular parc de sculptură. Acest obiectiv cultural urmează să fie deschis vizitatorilor și circuitelor turistice, unul dintre scopurile fundației Ioana Grevers, fiind tocmai dezvoltarea sustenabilă a zonei adiacente. Albert Kahn, practic ai debutat aici la cetate Art Danube în 2018, cred, ai avut un solo exhibition. Ce proiecte ai avut de atunci până acum? Primul proiect la Galeria 418 cred că a avut loc în 2016 și cumva de atunci am continuat așa colaborările. În 2018, într-adevăr, a avut loc primul meu solo show.
undeva aici în Hambar, la mansardă, și a fost proiectul Form Vibration. În total, cred că am avut 3 rezidențe la cetate, unde se și văd urmele așa prin parc și prin tot restul spațiului. Am lăsat câte o lucrare de fiecare dată. Câte lucrări ai în parcul de sculptură? Sunt 2 lucrări, una la intrare în parc și una cumva pe stânga, pe culoar. Și apoi, cred că în anul cu expoziția am avut și lucrarea de pe deal cu această platformă care se vede din Hambar. În urma unui experiment, lucrarea pe care o vedeți aici, în faza ei incipientă, și ceea ce ați apucat să filmați mai devreme în spatele câmpului de lavandă, a fost un proiect, un experiment mai degrabă, amplu, care a început în București, în urma unei expoziții, o instalație de amploare, iar la finalul acestei expoziții eu am rămas cu niște metri cubi de instalație pe cap, neavând unde să-i depozitez sau ce să fac cu ei. Iar printr-o împrejurare absolut fericită am ajuns la fundația doamnei Ioana Grevers, la cetatea Ars Danube, cu proiectul respectiv. Am transpus macheta, am plasat-o în peisaj. În lanul de lavandă. În spatele lanului de lavandă, între capelă, lanul de lavandă, fosta casă administrației și fostele ateliere mecanice ale CAP-ului de aici. Și am lăsat un an de probă să stea acolo, să vedem cum arată, cum îmbătrânește, cum crește vegetație pe ea, cum se degradează, în ce fel, cum pică lumina în toate anotimpurile. Și din fericire am ajuns la concluzia că acela e locul ei. Și în urmă cu un an am început să desfințăm forma provizorie și să o turnăm în beton masiv ca să țină cât mai mult decât noi, practic, despre asta era vorba. Cât material a intrat? 21 de tone de beton. Încercăm din 2008 să dezvoltăm un parc de sculptură, mai precis din 2010, când s-a cristalizat această idee. Avem între timp peste 32 de lucrări, incluzând și câteva frește. Aici suntem în fața lucrării lui Mihai Coșulețu din 2018, Site, o lucrare care se ocupă cu elemente arhitecturale simplificate, minimaliste și totuși ancorate în formele trecutului foarte tare. În spate vedem capela pe care am inaugurat-o în 2013. Capela era fosta potcovărie de la noi, care s-a stricat și într-o zi, făcând brainstorming cu artiștii, pe vremea aceea era Cristian Răduță, s-a născut ideea de a face o capelă. De fapt, când am ajuns prima oară aici, m-a deranjat că strămoșii mei nu s-au gândit. Mi s-a părut de la început că lipsește puțin elementul ăsta sacru. Și în colaborare cu soția lui Cristian Răduț, arhitecta Alexandra Frasinei, s-a modificat structura interioară și s-a făcut acest nou acoperiș de beton. La sfârșit ne-am dat seama, ca un fel de glumă, ca un fel de ironie, că dacă am fi știut, am fi comandat, nu știu, o benă să vină și într-o zi era absolut totul turnat. Neștiind când intră, noi am făcut betonieră cu betonieră, roabă cu roabă, timp de foarte multe zile. Am epuizat, cred că vreo 5 localnici, foarte amabili și harnici, dar i-am epuizat pe toți. Și la sfârșit am tras linia, au ieșit 21 de tone, dar rezultatul mi se pare extrem de spectaculos. Parcul de sculptură de la cetatea Ars Danube a acumulat până în prezent 32 de lucrări, unele dintre acestea fiind realizate de artiști invitați din țări precum Germania, Slovacia, Austria, Italia. Sculpturile, intervențiile artistice și instalațiile din parc, rezidențele sau atelierele de creație, expozițiile, dar și spațiile arhitecturale de secol XIX, lanurile de lavandă, teii în floare sau luxurianta lunca a Dunării formează o atmosferă unică, rezonantă, specifică domeniului de la cetate, un mediu benefic creației, reveriei și gândirii inovatoare. I was told that you have a very interesting story about your connection with Cetate Art Danube. Can you tell us in a few words your story, when you
came here. In 2019, I made an art exhibit edition from Germany to until the Black Sea by a canoe. So I bought a canoe in Germany and just like went onto the Danube. And the whole trip took about 3 months on the water. And a friend of mine from Vienna called me and said that Citate Art Danube is here and I will definitely pass by there, and made a contact. So at the end I was invited and then we met here in this lovely place and I could take a break for like 1 week. And then I went again back to the Danube and finally made it until the Black Sea. And from this day on, Johanna Grevers and me, we got like friends in a way. So I also was here last year and this year again, but as a with the exhibition and also with the new artwork that will stay here in the Sculpture Park. A remarcat că sunteți fidel artei cinetice. De ce? Cumva vine din copilărie. Mi-am dat seama că mi-a plăcea foarte mult și să desenez în paralel, dar să și lucrez fizic cu obiecte electronice, să dezmembrez radiouri, jucării, să le reconstruiesc, să fac ceva din ele, dar au două lucruri total diferite. Până la urmă, după ce am terminat facultatea, am început să mă caut, să văd cine sunt și să-mi caut din trecut lucrurile care îmi plăceau să le fac, să le pun pe toate pe aceeași direcție, pe același canal. Așa am ajuns să fac arte cinetică. Sigur că știam despre curentul artei cinetice, ba chiar mai mult am încercat să aflu și mai mult făcând un doctorat despre artă cinetică. Săpând până în zonele neoliticului, revelații prin perioada elenă și până în prezent, când arta cinetică este aproape omniprezentă în aproape toate instalațiile și, de fapt, nu mai este tocmai o artă cinetică, este o unealtă. De aceea nu pot numi neapărat lucrările ca fiind pur artă cinetică. Scopul lor nu e neapărat ca să se miște, ci să mă ajute să transmit mai departe un mesaj. Adina Mucanu, performance la Cetate. Aș vrea să ne spui pe scurt sumarul acestui performance. Lucrarea se numește Residual Glitter, adică sclipici rezidual. Și am avut această viziune a unei apocalipse, dar nu așa cum noi imaginăm toți, în foc sau în apă sau într-o distrugere și în ceva foarte întunecat, cât mai degrabă în sclipici, în ceva extrem de frumos sau cu o apocalipsă foarte frumoasă. Și de am pornit de la această viziune și am început să dezvolt performance-ul. Am făcut mai întâi un environment, un spațiu în care se desfășoare. A fost totul creat natural, cumva lucrurile au pornit. Eu mă gândesc că și acest spațiu e parte din performance și este parte din... A fost tot performativ, pentru că este făcut de mine. Am avut anumite stări în momentul în care l-am creat. O acțiune foarte simplă, continuă, nu are o desfășurare neapărat, nu are o poveste, acțiunea în sine. În schimb, am avut un sunet. Sunt 11 povești despre acest sfârșit, despre sfârșitul lumii, așa cum mi l-am imaginat eu. A fost o vreme a minimalismului, a albului și a negrului și a unui albastru maxim estompat. Urmele lăsate de valuri pe nisip erau singurul look luxos, un pic strălucitor, un pic serios, un pic, ei bine, ondulat. Să spui o poveste despre o lume formată din cutii, despre un infinit de cuburi, este dificil, pentru că îți pierzi mintea în povestea în sine, în felul identic în care arătau și se simțeau și se gustau lucrurile. What about your art? General, I consider myself to be a sculptor, but here I'm using like existing materials and existing things and combining them together. So that is becoming like a new meaning in the exhibition. Here, for example, you will see a swing for children, but the swing is unfortunately on fire and slowly burning down by swinging. And that brings for me in a new level of meaning of the work. And what about the pendulum and the light? The pendulum is actually, it's like a moon generator. So you've got a normal projector for slides and combined with a pendulum clock. And the pendulum clock is driving a small wheel inside the projector with a small hole. So all you see is just a small spot of light. But this spot like goes around the ceiling like once every 5 or 6 hours, like a moon, then going down and then going up again. So it's generating an endless night.
La cetate s-a coagulat un mediu creativ care a indus constituirea unei veritabile grupări artistice și de intelectuali, grup ce se susține prin idei îndrăznețe și rezolvări inedite care ne sincronizează cu arta contemporană a Europei și a lumii. Cei invitați aici devin prieteni dacă știu să se lase seduși de exuberanța naturii înconjurătoare, de spiritul de comuniune, de condițiile locale specifice, de o viață la țară care nu e deloc lipsită de artă. Cum vi se pare tot acest ansamblu? Din start mi s-a părut fenomenal, pentru că știam câteva acțiuni întreprinse, câteva proiecte de mică anvergură, iar când am ajuns prima oară aici, în urmă cu câțiva ani, deja era un parc de sculptură. Aveam sculpturile lui Papco, aveam instalația lui Iurino, aveam Ștefan Radu Crețu, era Albert Kahn, era sculptorul Răduț, era o grămadă de oameni aici, distribuiți foarte, foarte bine pe tot domeniul. M-am simțit extrem de onorat și de dornic să particip și eu, și de aici poate și anvergura și zelul cu care m-am aruncat în proiectul ăsta. Există acea particularitate, că ceva nu e ca într-o sală de expoziție, nu e ca o lucrare de atelier. Și asta se datorează spațiului și aceste deformări temporale care se petrece aici, e absolut fascinant. Iar de obicei, în rezidență nu ești niciodată singur, totdeauna e cel puțin încă un artist și întotdeauna se creează un raport foarte, foarte plăcut și dinamic de oricare ar fi diferențele de viziune sau de mediu artistic. Nu e o rezidență de lux. Fundația susține aceste rezidențe din 2008. Costurile sunt, bineînțeles, duse de noi, artiștii vin aici, stau toți în castel, aici este destul loc pentru 4, 5, 6 artiști, așa, ca să stea 3 săptămâni. De obicei, cam 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni este timpul. Dacă cineva nu-și termină lucrarea, mai vine și în anul viitor. Locul acesta este foarte challenging, trebuie să te adaptezi, trebuie să simți locul, trebuie să înțelegi ce vrem noi să facem aici.